Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Uite bietul al de Roman Abramovici. Ce pății? Am popistrat oare necazuri mari. A prins vulpea. I-au luat echipa. Au prins vulpea rană. L-au sancționat, nu mai are acces la bănuți. Bănuții lui munciți de viață prin, mă rog, privatizarea caghebistă a industriei sovietice, deci are conturile blocate și acum s-a aflat că săracul se împrumută cere de la Rechin câte un milion de dolari ca să-și mențină cât de cât stilul de viață, dacă se poate. Dă și mie, vecine, ai și tu un milionel. Până la salariu. Da. New York Post scrie că oligarhul rus și-a rugat prietenii de la Hollywood și brokerii americani să-i împrumute fiecare câte un milion. Milionaș, ca să se mențină pe linia de plutire. Deci de ce îi trebuie banii? Păi are de plătit, printre altele, 750.000 de dolari pe săptămână pentru angajații de pe superiacturile lui de lux. 750.000 de dolari pe săptămânal? Săptămână. Da. Dacă nu e exemplu de la domnul Țiriac. Domnul Țiriac dânsuși pilotează singur avioanele. Bravo. Că nu are bani de salariu de pilot. A zis că nu. Și uite, ăsta are patru iacturi de lux în valoare totală de aproape 1,4 miliarde de dolari. Cu echipaje foarte mari, adică un iaht, 70 de persoane angajate. Și complicat. Pe de altă parte mă gândesc, ce naiba faci, mă, frate, cu patru iacturi? Patru. Câte poți să vorba? Și domnul Țiriac avea dreptate. A zis, câte mașini poți conduce odată? Și eu? A? Asta zic, așa cum tu te întrebi ce face ăla cu două, trei mașini, ajungi la un nivel la care treci în iacturi. Mi-a făcut semn, a ridicat una. Da, ce trecut cineva prin spatele său. Saluți lumea pe sală, da, da, da. Deci, și eu vorbesc și Zaf. Ridică mâna, hai, dar... Și eu, stai că vreau să zică ceva. Și Zaf, nimic. Nu, că la iacturi nu mă pricep. Da. Dar știi, asta e mișto. Deci eu am reținut când era domnul Țiriac, era mai nou așa după anii 90, nu știu, câte mașini poți conduce odată, a zis domnul Țiriac. Și eu am zis, uite domnule, ce cumpătat, are o mașină, una bună. Da, da, da. Are ce are el, o Dacia Supernova, ceva, de-aia a făcut bani. Și după aia am aflat că are colecție de mașini. Da. Deci nu am înțeles, adică de ce zicea domnul Țiriac câte mașini poți conduce odată, numai una? Că asta se subînțelegea că practic folosești numai o mașină. De aceste trei mai multe. Nu le folosește din colecție, da, le expune. Deci nu era niciun tâlc aici. Domnul Țiriac chiar asta spunea, nu poți conduce decât o mașină odată. Așa, dar... așa, asta nu merge cu iacturile. Nu, eu doar cred... se uită la ele sau ce? A murit, ține pe aia să nu mă arătă foamea angajații de pe iacturi. Merge cu o șalupă. Are iaht în Bermuda, are iaht nu știu unde în Asia. Asta nu le care după el. Da, practic el face economie de benzină. Deci îi merge mintea. Da, tu știi câtă benzină consumă să aduci un iac din Bermuda este până așa, la Murmansk? Cum ar veni? Bravo, da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.